Florentina Bianca Berbece, o fire veselă, vorbăreață, dar foarte timidă. O elevă a Colegiului Național Gheorghe Vrânceanu în penultimul an de studiu pe un profil greu, matematică-informatică, care se pregătește să devină student al Facultății de Drept din București. Un om al calculelor și științelor exacte, care a făcut o pasiune din tenisul de masă. A ajuns acum olimpică județeană într-o competiție sportivă unde s-a bătut cu încă 9 fete. A ieșit pe locul 1 și s-a calificat la faza națională. Asta după ce, în ani, a practicat și alte sporturi, înotul, voleiul, judo, tenis de câmp. Și a descoperit pasiunea pentru ping-pong în gimnaziu, iar de atunci vrea să câștige tot ce e de câștigat la acest nivel de competiție, pe amatori. Este prima ta participare la națională. Ai idei ce te așteaptă? Am mari emoții. Și știu că vor fi concurenți pe măsură, profesioniști chiar, dar sper să aduc un rezultat încurajator. Deci ești pregătită. Cât de mult te pregătești pentru această competiție? Câteva zile pe săptămână, în jur de 3-4 zile pe săptămână am antrenamente. La psihic lucrez și fizicul. Și la școală și acasă, în sală de antrenament. Ce atur trebuie să aibă un elev care participă la astfel de olimpiade sportive? În primul rând, moralul. Talent, pot să zic, și mult antrenament. Răbdare? Răbdare, bineînțeles. Cum te împaci cu școala? Încerc să-mi fac timp pentru toate, în special pentru școală, este pe primul loc, iar tenisul în timpul liber. Sacrific timpul liber de ieși cu prietenii, îl petrec în sala de antrenament. Vrei să, este doar un hobby acum, dar vrei, vezi pe viitor să profesezi în astfel, în acest domeniu sau știu și eu să devii o campioană europeană, dacă tot vorbeam? Nu voi continua, este doar un hobby care... în care investesc mult timp deocamdată, dar voi continua școala, nu sportul. Se pregătește intens, în special, în particular, în sala de la școala 10, coordonată de profesorii Călin Miron și Sebastian Roșniță. Nu-i place să stea prea mult pe tușă, așa că atunci când prinde chiar și o oră de timp liber, preferă să-și ia echipamentul sportiv și paleta și să se antreneze. În liceu, la orele de educație fizică și sport, este pregătită de profesorul Dor Leonte. Cum ați descoperit-o pe Bianca? Am avut șansa să o am elevă la clasă. Repartiția este făcută de domnul director, neștiind că va fi o viitoare campioană la tenis care să ne reprezinte școala la faza națională. Cât ați lucrat cu ea și dacă vă așteptați o astfel de performanță în timp? Sincer, în primii ani nu mă așteptam la o astfel de performanță. Ea lucrează foarte mult și individual. Venind din școala generală cu un bagaj de cunoștințe tehnico-tactice foarte bine pus la punct, ceea ce mă face să cred că cel cu care a lucrat s-a preocupat îndeajuns de bine, în așa fel încât aici lucrurile au fost puțin mai ușoare, dar nu înseamnă că nu a necesitat o pregătire perpetuă și asiduă. Ea este o fată conștiincioasă, își dorește foarte mult, chiar în primii ani am simțit că își dorea parcă mai mult decât mine să se evidențieze. Ce înseamnă Olimpiada Națională pe acest sport? Este un concurs care face parte din denumirea generică de Olimpiade Școlare. Cu ani în urmă nu era această nomenclatură, era pur și simplu un campionat la nivel național. Probabil că cei din minister s-au gândit că nu e rău ca și sportul să fie inclus în rândul celorlalte olimpiade școlare, matematică, fizică, biologie, și au introdus și sportul școlar în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului. Lucru care este benefic pentru copiii în primul rând, dar și pentru noi cadrele didactice. Însă ca o nemulțumire personală și cred că și a lui Bianca sau a celorlalți copii care sunt în situații similare, este aceea că aș recomanda, dacă mi este permis, celor din minister, și cred că așa ar fi mai normal, să organizeze concursuri, competiții
separat pentru cei care practică sportul de performanță și doresc să facă o carieră. Ați văzut de altfel din interviul lui Bianca că este doar un hobby. Și campionate naționale, efectiv pentru copiii care practică sportul de plăcere în cadrul orelor de educație fizică. În competiția județeană a sporturilor școlare s-a mai calificat la Naționala de tenis de masă, pe lângă Bianca Berbece și Adrian Vârlan, pregătit de profesoara Aurica Nistor de la Colegiul Nadia Comăneci Onești. Amândoi vor reprezenta Bacăul la finala pe țară, care va avea loc la Covasna între 18 și 21 aprilie.